Să fim copii pentru o zi. Așa se numește evenimentul organizat duminică la Centrul Multifuncțional din Craiova. Cu acest prilej, micuții au participat la turnee de mini-basket și mini-handbal, desfășurate cu sprijinul Inspectoratului Școlar Județean Dolj și al cluburilor BC Ionuț Drăgușin, HCM Craiova și CS Universitatea Craiova. De asemenea, mai multe grădinițe au organizat concursuri de desen pe asfalt, parade de costume, jocuri și cântece. Tot în cadrul evenimentului, Fundația World Vision a prezentat o expoziție de produse handmade, iar Biblioteca Județeană Alexandru și Aristi Aman a organizat ateliere de creații artizanale, precum și o expoziție de carte pentru copii. De ce sărbătoriți astăzi? Ziua Copilului! Ce ați făcut voi astăzi aici? Cu cine v-ați jucat? Văd că sunteți cu Donald. Îl iubiți pe Donald? Da! Da? Aici au fost organizat atât de multe manifestări. De ce te-ai bucurat în special? Pentru că am avut teatru, am vrut să ne vadă cât mai mulți copii. De ce ați venit și ce faceți voi astăzi aici? Noi vom prezenta programul Liceului de Artă. Toată lumea va rămâne uimită că Liceul de Artă poate susține așa ceva. După părerea mea, suntem chiar mai tari decât Filarmonica Oltenia. Cântăm melodii cu influențe tradiționale, madrigale englezești, muzică de film, Lux Eterna din Requiem for a Dream, An Epic Cage din, dacă nu mă înșel, din Harry Potter. Și tuturor